Făt frumos cel fără somn. A fost odată, de mult, de foarte mult timp, un ținut în care nimeni nu făcea nimic. Toată suflarea satelor și orașelor, cât era ziua de mare și noaptea de lungă, și de atolănită la umbră, ori în paturi calde și moi, și dormea sfărăind de se ridicau tavanele în sus. Singurele lucruri pentru care se mai trezeau din când în când oamenii din somn erau pentru a mânca o dată pe zi, a se spăla o dată pe săptămână și pentru a merge la sfatul țării o dată pe lună, numai unii dintre ei cei drept cam fără rost, că și așa nu se mișca nimic, în afară de frunzele copacilor în bătaia vântului. În rest, tolăneală, leneveală și somn din belșug, Tete și Mirai de cum și când avuseseră timp să facă și să crească copiii, căci aceștia erau slavă Domnului din berechet. Dar bag seamă că aceștia se nășteau gata adormiți, căci nicio alarmă nu se simțea în jur. Mai marele ținutului împăratul era firește și cel mai mare somnoros. De multe ori dregătorii și toți ceilalți care trebuiau să participe la punerea la cale a treburilor țării așteptau moțăind în marea sală a tronului să se trezească măria sa, marele adormit. Venea căscând cât îl țineau fălcile, îngâna morocănos câteva cuvinte de bun venit, întreba silabisind cuvintele dacă toată lumea e bine mersi, sătulă de somn, și părăsea sala grăbit să nu se răcească așternuturile. Poate vă gândiți că după atâta ședere fără osteneală nu aveau nici după ce să bea apă. Nici pomeneală, mâncare se găsea slavă Domnului din belșug, căci toți pomii parcă erau fermecați, fără nicio îngrijire rodeau mereu poame gustoase și apetisante. Iarba creștea verde și mănoasă, asigurând vitelor care mergeau singure la pășunat hrana cea de toate zilele, iar izvoarele reci și zglobii le asigurau apa de băut. Singura preocupare a locuitorilor era numai să le mulgă la repezeală spre seară când se întorceau de la păscut, să bea laptele proaspăt și hrănitor, să înfulece câteva mere, prune, pere ori alte fructe și să-și continue somnul, cel liniștit și lipsit de vise, căci până și visele se terminaseră în țara somnului, căci așa era numită și renumită în întreaga lume această țară a somnoroșilor. De când începuse, din ce cauză și când avea să se termine somnul, nimeni nu știa a spune. Dar într-o bună zi, împărăteasa se trezi fără voia ei din somn, nefiind nici seară, nici sfârșit de săptămână și nici zi de sfat. Însă era o zi de excepție, o zi specială în viața fiecărei familii, fie ea și împărătească, nașterea unui copil. Era primul vlăstar împărătesc, și dacă avea să fie băiat, avea să fie cu siguranță și moștenitorul tronului. Trezit din somn de strigătele viitoarei mame, împăratul trezi la rândul câteva fețe pricepute în astfel de treburi și când se asigură că totul merge bine, se așeză din nou să tragă un pui de somn, așa ca să-și mai vină în fire. Nu trecu mult timp și urechile împăratului începură a fi deranjate de țipetele copilului abia născut. După puterea plânsului, își dădu seama că este băiat, dar avea să se bucure de asta la trezirea oficială. Suportă el cât suportă, însă văzând că nu e rost să se oprească din plâns, merse în camera micuțului să vadă cu ochii lui cârpiți de atâta somn ce se întâmplă. "Ce e cu atâta gălăgie?" întrebă el. "Copilul ăsta trebuia să fie adormit de mult timp, nu cumva este bolnav." "Iertare, măria ta," zise împărăteasa cu jumătate de glas, "și mie îmi vine rău de somn, dar n-am cum să-l înduplec să adoarmă. Teamă mie că ceva nu ia bună." "Ei, asta ne mai trebuia. Poate cineva a aruncat vreun blestem asupra lui și l-a lipsit de somnul binefăcător." Își dădu cu părerea împăratul, simțind o strângere în inimă, gândind la ce necazuri o să aducă asupra liniștitului ținut. Se apropie de leagănul copilului și zise acestuia: "Taci, o draslă împărătească, taci ca somnul să-ți tihnească, că doar nu ai fi tu ursit somnului să-i pui sfârșit." Și ca prin minune, copilul se opri din plâns
și începu a gânguri mulțumit spre marea uimire a împăratului, a împărătesei și a celor aflați de față. De adormit însă nu adormi, dar ce le păsa din moment ce era liniștit, iar ei puteau să-și continue somnul cel dintotdeauna. Trecu an după an, vreo 7 la număr, ani în care fiul de împărat nu dormise nici măcar un ceas, dar nimeni nu băgase de seamă acest lucru, fiecare crezând în sinea sa că și el, ca de altfel toți ceilalți, se trezește odată cu ei și se așează la somn la fel. Ceea ce băgaseră toți de seamă era faptul că micul împărat nu era chiar așa de mic cum ar fi trebuit să fie la numai cei 7 anișorii lui. Era aproape un flăcău în toată firea. Într-un an, nu 2, ci 3 ani crescuse spre mirarea tuturor. În tot acest timp, nevăzut și neștiut de nimeni, cutreierase țara în lung și în lat, coborâse până în cea mai adâncă prăpastie și urcase pe crestele celor mai înalți munți, doar o găsi o explicație la ceea ce se întâmpla cu locuitorii din țara somnului. Nu găsise, dar nici nu se descurajase. Spera în sinea lui că într-o zi va afla și simțea că acea zi nu este foarte departe. La sfârșitul unei luni, când se aflau cu toții în sala tronului, el se adresă împăratului. Măria ta, tatăl meu drag, mie mi s-a cam urât să calc de unul singur pământul zi și noapte, în timp ce voi toți ceilalți dormiți duși, așa că... Ce vorbă e asta, fătul meu? Tu nu dormi la rând cu ceilalți? Întrebă mirat împăratul. Nu, tată, eu nu știu ce-i somnul și tare mi-aș dori să nu mai fiți nici voi robii lui. Trebuie să existe o soluție, simt asta, dar ceva îmi scapă. Am nevoie de un sfat, de un indiciu. Și va veni o zi în care, dar nu va fi un oarecare, cel ce somnul va stârpi și blestemul va opri. Va fi fiul de împărat la rândul lui blestemat să nu doarmă nicio noapte de 3 ori ani câte 7, dar nu la rând socotiți, ci de 3 ori înmulțiți. Se auzi o voce slabă din fundul sălii și toți își întoarseră privirea într-acolo. Era glasul unui bătrân gârbovit de ani, cu părul nins de vreme și ochii stinși de atâta somn. Era cel mai bătrân și cel mai înțelept om din țară. Păcat însă că nu avusese timpul necesar să-și folosească această înțelepciune. Cu toate că îi se cerea frecvent părerea în anumite situații, el răspundea numai cu da sau nu. Acum, spre surprinderea celor de față, vorbise cât n-a vorbit în viața lui. Mă bucur că am trăit să apuc această zi, mai zise bătrânul. Fiule, lucru nu-i ușor, dar nici imposibil. Ai călcat, zici, țara toată? Eu spun că nu. Un singur loc a rămas neatins, iar pașii nu ți-au fost călăuziți într-acolo, căci nu venise vremea. Azi e ziua în care s-au împlinit toate condițiile. Ai de 3 ori 7 ani, dar nu socotiți, ci înmulțiți. Așadar, pornește de grabă dragul moșului, să apuc și eu ziua să mă bucur de cât mi-a mai rămas din viața asta, dormită și răzdormită. Ai încredere, vei reuși. Și obosit de atâta vorbă, plecă la culcare împreună cu ceilalți. Fără să stea prea mult să cugete la cele spuse de bătrânul înțelept, feciorul de împărat ieși val vârtej din palat, merse la grajduri, înșeuă cel mai ager cal, îl încălecă și porni la drum. Încotro să apuc, se mai întrebă în sinea lui. Nu cred că mi-a rămas bucățică de pământ necălcată, vale neumblată, ori creastă necercetată. Dar se pare că ar mai fi un loc neatins. Murgule, avem de treabă. Nu călca pe același loc. Caută cărări necunoscute și du-mă pe unde iarba nu-i călcată, apa nu te udă și aripa vulturului nu te atinge. La auzul acestor vorbe, calul se opri în loc, ciuli bine urechile, trase aer pe nări adulmecând văzduhul, se încordă odată, necheză tare de 3 ori și porni ca din pușcă, mai să-l piardă pe voinic din șa. Nu merse mult și încetini pasul. Apoi coti pe o cărăruie la dreapta drumului, cu iarbă moale și deasă, trecută bine de genunchi, trecu un pârâiaș sărind peste el fără să-și ude copitele
și luă o stâncă în piept, suind așa cam până la jumătatea ei și se opri. Sus de tot tronau cuiburile unor vulturi. Aceștia roteau pe deasupra lor fără a se lăsa vreunul mai jos de piscul muntelui. Flăcăul nostru își aduse aminte de îndemnul pe care îl dăduse calului. Iarbă necălcată, copite neudate, departe de vulturi. Acesta trebuie să fie locul, căluțule? Pe aici nu mi-amintesc să fiu umblat vreodată. E loc necunoscut, trebuie cercetat cu atenție, mai zise el și coboră din șa. Calul scurmă pământul cu copita și scutură capul, parcă ai dat de înțeles stăpânului că se află chiar în locul potrivit. Uitându-se în jur, cercetând cu atenție, fiului de împărat i se păru că în spatele unui tufiș se afla o gaură. Se apropie de locul cu pricina, împărți tufișul în două și, nu mică-i fumirarea, descoperind intrarea unei peșteri. Curajos din fire și hotărât să vadă mai cu deamănuntul, se afundă în peșteră, scrutând întunericul cu ochii, până ce începu a se obișnui cu el. Nu merse nici mult, dar nici puțin, până când văzu în fața lui o mogâldeață. Până s-a apuce a-i da binețe și a intra în vorbă, auzi un glas firav, fără vlagă, ce ieșea de sub maldărul de trențe. Bine că ai ajuns, făt frumos cel fără somn, nu știu cât aș mai fi putut aștepta. Au trecut ani mulți peste mine, veacul s-a dus, de mult. Apropie fiul meu cel mic suta, că cel mare de mult nu mai e, iar între ei alți patru s-au prăpădit. Știu de ce ai venit. Mânat fusești de vorbele bătrânului de la curte, așa-i? El este fiul meu, dar el știe numai profeția, nu și ce trebuie făcut. Era prea mic să-i încredințez taina și apoi teamă mi-a fost că știind-o s-ar fi prăpădit la fel ca frații lui în încercarea de a alunga somnul din acest ținut blestemat. Blestemat am fost și eu odată cu el să nu dorm, fie zi ori noapte, până ce voinicul fără somn nu va ajunge la mine, căci numai el va putea dezlega asprele blesteme. Așa-i, mătușă, eu sunt cel fără de somn. N-am dat geană peste geană de când m-am născut, dar răsătul sunt de somnul celorlalți. Spune-mi ce trebuie să fac, că de-o-i trece și prin foc tot am să te dezleg și pe tine și ținutul acesta. Zise făt frumos. Așa cum îl numise bătrână, că părinții lui, în graba lor de a-și continua somnul, uitaseră până ai pune și nume. Uite ce este dragul babei. Chiar prin foc ai să treci ca să răzbești, fătul meu, focul iadului. Dar de vei lua aminte la ce ți-o-i spune, greul încercării ușor îți va părea. Cea care a aruncat blestemele, o vrășitoare rea și somnoroasă, care, deranjată de larma locuitorilor, neputând a se odihni în voie, i-a blestemat pe aceștia să doarmă zi și noapte. Dar cum orice blestem are și dezlegare, au rânduit în așa fel, ca timp de 100 de ani să nu se nască acela care va avea puterea aceasta. Degeaba le-am spus fiilor mei acest lucru, căci ei nu m-au ascultat. Eu am fost aleasă nu întâmplător să aștept trează venirea acestuia. Am fost în slujba ei o bună bucată de vreme, dar am părăsit-o când m-am măritat. Asta a supărat-o foarte tare și a avut grijă să mi-o plătească. Din tot ce am furat de la ea ca învățătură, am putut îndulci un pic blestemul ca locuitorii țării să se mai trezească din când în când, dar pentru mine și pentru tine n-am putut face nimic. Sunt 100 de ani de când somnul m-a părăsit. Am spus toate acestea copiilor mei și rău îmi pare. Cine știe pe unde le-or fi rămas oasele? Acum ia aminte la vorbele mele. Trebuie să te afunzi în peștera asta până-i dai de fund. Acolo vei găsi un râu de foc care înconjoară locul. E focul iadului. Chiar în foc, sub o moviliță de pământ, se află o sticlă îngropată. Are în ea apa trezirii. Trebuie să o iei și să o pui în 3 fântâni din ținut și la prima trezire, când vor bea apă, oamenii vor fi dezlegați. La fel și noi. Eu multe zile nu o să mai am, că de mult trebuia să fi trecut în lumea umbrelor, dar tu, dragul meu, sănătate să ai. Până acum ți-am spus partea bună a lucrurilor, însă lucrul nu este chiar așa ușor.
Movilița e păzită chiar de mai marele iadului, plătit cu suflete multe de vrăjitoarea ce rea. Pe cât de priceput ai fi tu de a dibui unde flăcările sunt mai puțin dogoritoare, pe acolo pe unde intră sufletele adormiților, pe cât ai umbla de încet, acesta tot te va simți și va vrea să te răpună. Așadar, ia cu tine această sticluță cu aghiazmă și când tartorul va vrea să te omoare, stropește-l cu ea chiar în frunte și pe loc se va înmuia. Să te grăbești dar a lua sticla de sub moviliță și vei putea ieși pe oriunde, căci și flăcările se vor domoli. Apoi, tot ce mai ai de făcut e să-ți duci menirea la bun sfârșit. Așa să-ți ajute Dumnezeu. Luând aminte la toate cele, porni flăcăul nostru și merse spre fundul peșterii, până când în depărtare văzu niște flăcări. Am ajuns, zise el, astea sunt cu siguranță flăcările iadului. Ia să stau eu bine să privesc cam pe unde trec sufletele dincolo. Și nu-i trebuie mult timp să vadă pe unde. Pe acolo intră și el și se apropie de movilița de pământ, dar imediat paznicul acesteia se și năpusti asupra lui. Făt frumos cel fără de somn, destupă de grabă sticla cu aghiazmă și îl stropi pe acesta exact așa cum îi spusese mătușa. Când a văzut că a picat moale la pământ, a dezgropat iute sticluța, a așezat-o cu grijă în chimir și pe aici ție drumul, trecând peste flăcările domolite și ele. La venire nu văzuse, însă la întoarcere ochii i-au alunecat din loc în loc pe câte un mușoroi de zdrențe putrede, 5 la număr, și se duse imediat cu gândul la copiii bătrânei. Își făcu o cruce mare pe piept și merse mai departe gândindu-se dacă trebuie să-i spună sau nu de cele văzute. Ajunse într-un timp înapoi, iar ea se bucură tare mult de reușita lui. Ești om bun, altfel n-ai fi izbutit acest lucru. Vei fi și un conducător bun, știu asta. Vei cârmui în pace și înțelegere, vei fi respectat și apreciat în tot ce vei face. Așa își primesc oamenii buni răsplata prin semenii lor. Mergi dar sănătos, dragul meu, și fă de grabă lucrul ce trebuie făcut. Nu uita 3 fântâni și nu aștepta răsplată. Nu uit, mătușă, cum să uit, rămâi cu bine. Am să trec să te vizitez sau vrei să vii cu mine? Ți-aș fi o povară, maică, nu se cade. Și de altfel mă așteaptă feciorii mei. I-ai văzut, așa-i, sunt departe de aici. Măcar să pot ajunge până la ei, atât îmi doresc. Dezlegarea să mă prindă acolo lângă ei, că tare mi-au fost dragi. Și de vei vrea să-i spui și celui mic să vină și el, să fim cu toți la oaltă, așa cum eram când erau mici. Și acum, o ultimă povață. Când ieși în cale căiute calul, dar înainte de a-i ta pinteni, taie din tulpină tu fișul din gura peșterii. E vrăjitoarea! Numai așa vei putea stârpi răul din țară. Apoi fugi cât de repede poți și orice ai auzit în urma ta să nu privești înapoi. Luându-și încă o dată rămas bun, plecă vlăstarul de împărat și făcând întocmai cum îi spusese bătrâna, ajunse la palat teafăr și nevinovat. Nu mai era mult până ce aveau să se trezească toți pentru a mânca și a bea apă, așa că făcu cale întoarsă și puse în primele 3 fântâni întâlnite în cale din apa trezirii, apoi se duse la palat și așteptă să vadă ce se întâmplă. Nu trecu mult și începu trezirea. Care cum se scula, mergea agale să înfulece ce și cum apuca, apoi la fântână să bea apă. În alte zile, în mod normal, ar fi mers de nou repejor la culcare. Însă acum, inexplicabil, fiecare se apucă de făcut câte ceva, care pe unde avea, de parcă asta ar fi făcut în fiecare zi. Până și împăratul și împărăteasa ieșiră în grădină să se plimbe. Copiii țipau și se zbenguiau cât puteau și câte și mai câte se întâmplau. Feciorul de împărat nu se arătă prea curând în fața părinților săi, lăsându-i să savureze pe deplin viața adevărată, pe care atât ei cât și ceilalți nu o cunoscuseră nici măcar o zi. Își aminti însă de fiul bătrânii. Merse așadar și îl căută pe acesta. Îl găsi curând, pregătit însă de plecare. Când îl zări pe făt frumos, îi zise: Fiule, ți-ai împlinit menirea. De acum sănătate să ai.
Eu nu mai pot rămâne. Mă așteaptă mama. Dă-mi, rogu-te, calul tău să pot ajunge până la ea și îl voi trimite singur înapoi. Cunoaște drumul. Rămâi cu bine, dar. Mergi cu bine, așa voi face, cum ți-e vrerea, zise voinicul cu ochii lăcrimați. Se făcea seară curând, așa că merse și el la palat. Nimeni nu-l întrebă nimic, de parcă uitarea puse stăpânire pe ei. Ciudat lucru, zise în mintea lui Făt Frumos, că așa-i spuneau toți, poate datorită frumuseții nemaipomenite cu care era înzestrat. Dar nu-mi mai bat capul acum cu asta. Bine că am scăpat țara, pe bătrână și pe mine de blestemul vrăjitoarei. Faptele bune nu se trâmbițează, nu lauda mă nobilează, ci ceea ce voi săvârși de acum înainte, mai zise flăcăul nostru, aducându-și aminte vorbele bătrânei, și căscă lung, ceea ce-l făcu să se mire. Abia acum observase că ploapele începuseră să se îngreuneze, prevestind primul somn din viața lui. Și merse Făt Frumos la culcare, așezându-se comod în cearșafurile de mătase, vechi de pe timpul hăt al străbunilor, și dormi un somn lung și odihnitor până a doua zi dise dimineață, când fu trezit de forfota de la palat. Iar eu, cuprinsă de nesomn, din ce auzi din om în om, v-am spus și vouă ca să știți, în zor de zi să vă treziți, nu pe înserat ca să mâncați și apoi iar să vă culcați. Luați aminte așadar, povestea nu e în zadar. Drumul cel bun de la legeți, doar fapte bune să culegeți, dar să n-așteptați vreodată pentru ele vreo răsplată. Bunătatea și omenie. Ca orice poveste, firește, și aceasta ar trebui să înceapă cu a fost odată. Dar nu, aceasta nu o să înceapă așa, deoarece aici există un sâmbure de adevăr. Aceasta o să înceapă cu: din totdeauna pe lume au fost și încă mai sunt oameni buni și oameni răi, oameni urâți și oameni frumoși, oameni bogați și oameni săraci, oameni cu copii și oameni fără copii. Dar Dumnezeu a avut grijă să le potrivească în așa fel, încât de multe ori, pentru un muritor de rând, acestea sunt adevărate enigme greu de înțeles. Așadar, celui urât, bunul Dumnezeu i-a dat un suflet frumos, plin de bunătate. Celui frumos i-a picurat venin în inimă. Pe cel sărac l-a pricopsit cu o droaie de copii. Celui bogat, de cele mai multe ori, nu i-a dat niciun. Pe cel sărac Dumnezeu l-a făcut darnic, mereu pus pe fapte bune, onest, bun și primitor. Pe cel bogat, zgârcit, ursuz, veșnic, nemulțumit și egoist. Dar poate el știe mai bine cum stau lucrurile pe lumea asta. Acum am să încerc să vă spun o întâmplare și poate încet, încet vom desluși taina acestor rânduieli. De foarte mult timp, de sus de pe cerul înalt, soarele privea spre pământ în curțile a două gospodării alăturate. Una era unui om foarte bogat, cu o casă mare, frumoasă cum nu se poate, cu multe acareturi și animale câte cuprinde. Cealaltă era unui om sărac, care nu avea decât o vacă cu lapte, câteva găini și o căsuță mică cu o singură cameră, mai mult goală. În curtea cea mare a bogatului era o liniște desăvârșită. Slugile trebăluiau în tăcere, stăpânul ședea mai mult în casă, ieșind foarte rar, nimeni nu-i călca pragul. În schimb, în curtea săracului era mereu larmă mare, țipete, râsete, țopăieli, hârjoneli, dojeni, ce mai, tot ce se poate întâmpla într-o curte cu 5 copii și 2 părinți iubitori. De dimineață până seara, soarele privea și se minuna. Cum se poate ca într-o familie cu atâtea greutăți să fie atâta veselie și într-una fără nevoi atâta liniște și tristețe? Și curios din fire, într-o seară, în loc să se ducă la culcare, se prefăcu într-un călător oarecare și bătu în poarta săracului. Acesta, cum auzi că-i bate cineva în poartă, ieși bucuros și îl pofti pe călător în casa sa. Marele fu bucuria și copiilor și soției acestuia, care nu mai știau ce să facă pentru ca oaspetele să se simtă bine.
Mare fu și uimirea soarelui când văzu sărăcia lucii în care trăiau aceștia și se tot întreba ce îi făcea totuși atât de fericiți. Păși sfios și călcălin pe rogojina cea de paie și întreba cu glas duios, atât aveți doar o odaie? Și un pat, o masă și un horn, asta e tot ce avem. Dar suntem fericiți, să știi, și de la nimeni nu cerem. Dacă avem ce să mâncăm și noaptea unde să dormim, de avem haine de îmbrăcat, mai mult de ce să ne dorim. Că mult de ai nu-ți folosește și de ce ai tot ai mai vrea. Iar cel bogat nu mai gândește, singur își face viața grea. Și se trezește apoi bătrân, cu aur, case și pământ, fără copii și singur cuc, și se întreabă ce am făcut. Dacă priveam din când în când la cel sărac vecinul meu, să văd cât e de fericit, poate așa eram și eu. Că așa suntem noi cei săraci, ne mulțumim doar cu puțin, dar suntem buni, suntem cinstiți și cu plăcere împărțim. De foame ție, noi te poftim la masă să mănânci, iar de ție somn, noi te lăsăm în pat ca să te culci. Oftă omul din rărunchi și aduse vorba de vecinul lui bogatul, pe care el îl considera un om bătut de soartă, și spuse că pentru nimic în lume nu ar face schimb de vieți. Pentru el bogăția spirituală era mult mai de preț. Dis de dimineață, soarele plecă la locul său pe cer, iar seara poposi la poarta bogatului. Bătu vreme îndelungată, dar nimeni nu-i răspunse. Săracul, care auzise, ieși la poartă și recunoscu pe cel care-i fusese oaspete seara trecută, dar nu zise nimic. Soarele veni spre el, îi puse mâna pe umăr și zise: i-am tot bătut și lui în poartă, dar el nu mi-a deschis. Câtă dreptate ai avut, așa e cum ai zis. Își luă la revedere și plecă soarele, mulțumit că în sfârșit a înțeles ce anume îl făceau pe sărac și pe familia lui să fie atât de fericiți. Bunătatea și omenie. Palatul dintre cele două luni. Într-o vreme îndepărtată, în timpuri de mult apuse, într-un ținut parcă desprins anume din lumea poveștilor, sus pe culmea cea mai înaltă a unui munte de aramă, unde chiar și vulturii ajungeau cu greu, se afla un palat de cleștar. Era de o frumusețe răpitoare, cu multe turnuri, cu acoperișul poleit cu foiță de aur, ce strălucea în lumina soarelui, de parcă ar fi fost cuprins de flăcări. Geamurile ferestrelor lucrate parcă de cei mai iscusiți sticlari, din cel mai fin cristal, iar ornamentele balcoanelor erau făcute din perle și diamante multicolore. Scările, atât cele de la intrare cât și cele din interior, erau placate cu marmura cea mai fină, iar podelele erau și ele din sticlă colorată. Candelabrele, confecționate din cristal încrustat cu diamante și safire, erau atârnate de tavan cu lanțuri de aur masiv. Un om de rând, cu greu și-ar fi putut imagina că pe pământ există un asemenea loc. Și poate că acesta era adevărul, căci palatul de cleștar își avea locul undeva între cer și pământ, suspendat deasupra unui hău numai sprijinit cu o margine pe coasta cea mai abruptă a muntelui. Sau cel puțin așa se vedea, căci dedesubtul lui veșnic sălășluiau fuioare groase de nori. Din depărtare părea că plutește în aer. De aproape încă nu-l văzuse nimeni și nici pe cel, cea, oricei care locuiau în el. Nu exista niciun drum ori cărare de picior și nici vreo punte de la muntele din apropiere care să ajungă până acolo. Era ca un cuib solitar. Mai în glumă, mai în serios, mai din auzite sau din simple presupuneri, oamenii de la baza muntelui, o așezare cu puțin locuitori, spuneau adesea că acolo, sus între cer și pământ, își are sălașul regele vulturilor. Și asta mai mult din cauză că în zilele senine adeseori se puteau vedea dând rotocol turnurilor câte unul, doi sau mai mulți vulturi. Dar de văzut intrând ori ieșind în palat, nimeni nu i-a văzut niciodată,
fie vară, toamnă, iarnă sau primăvară. Unii dintre cei mai bătrâni oameni din sat, gârboviți de ani și uitați de vreme, spuneau că în urmă cu mult timp se întâmplase ca odată să se fie arătat în toată splendoarea lui un curcubeu de la baza scărilor palatului până la bolta cerului. Această afirmație, nefondată de altfel, pe care până și ei o auziseră, făcuse să se creadă că cel ceaur, cei care locuiau acolo, erau veniți din cer cu vreun scop anume, dar nu le sosise încă vremea împlinirii. Alții spuneau că nu un curcubeu, ci un pod de aramă făcuse legătura între palat și muntele din fața acestuia. Dar nici acest lucru nu se putea demonstra și toată lumea aștepta zi după zi, săptămână după săptămână, lună după lună, an după an, să vadă ce poate avea să se întâmple totuși într-o bună zi. Trecuseră vreo 18 ani de când pe partea cealaltă a muntelui din fața palatului de cleștar, într-o grotă adâncă, o mândră fată de împărat, izgonită de la curtea tatălui său pe motive de nesupunere și neascultare, dată în grija numai a două slujnice, dăduse naștere unei copile frumoasă ca ziua și blândă ca noaptea înstelată. Fusese, precum spuneam, surghiunită în acel loc cumplit pentru a-și spăși păcatele lumești. Era un mister pentru toți cum de se putuse întâmpla o asemenea ocară. De la împărat și împărăteasă și până la ultima slujnică, nimeni nu avea cunoștință de faptul că aceasta să fi stat măcar de vorbă cu vreun băiat, fără să nu fi fost îndeaproape supravegheată. Și totuși săvârșise, cum toată lumea spunea, păcatul. Păcat de care frumoasa fată de împărat nu luase cunoștință niciodată în viața ei. În zadar încercase ea sărmana să le spună că nu are nicio vină și că rodul pântecelor ei nu și-l poate explica nici măcar sieși, dar rămite altora, nu a fost chip să-i înduplece, iar hotărârea curții a fost pusă în aplicare. Chiar în prima noapte de surghiun, prințesa Bogdana, căci așa se numea fata de împărat, cu toate insistențele slujnicelor, nu puse geană pe geană. Își încropi un mic altar într-un ungher mai îndepărtat, scoase din sân o iconiță pe care o luase cu ea pe ascuns, aprinse un opaiț și se cufundă în rugăciune. Trecuse bine de miezul nopții când Bogdana auzi mai întâi o muzică divină, iar mai apoi o voce angelică venită parcă din adâncul grotei. Simți o ușoară tresărire când se auzi strigată pe nume și își ascuți auzul. Bogdana, nu te teme, ascultă bine ce amați spune, dar să nu povestești nimănui niciodată despre această discuție. Ești pusă într-o situație dificilă, știu, dar toate se vor lămuri într-o zi. Numai că acea zi nu e foarte aproape. Nu ești și nu vei fi niciodată singură. Vom avea grijă de tine. Vom avea? Cine ești? Cine sunteți? Întrebă ea cu voce tremurândă. Suntem, de fapt, îngerii tăi păzitori. Și scuzată fie-mi întrebarea, unde ați fost când am avut nevoie de voi? Acum ai nevoie de noi și suntem aici. Până acum s-a întâmplat ceea ce trebuia să se întâmple. Ai omenire pe acest pământ. Tu ai fost dăruită. Dăruită? De cine și pentru ce? Tu ai fost dăruită de Dumnezeu pe pământ să-mi dai naștere celei ce va fi eliberatoarea. Eliberatoarea? Nu înțeleg. Toate la timpul lor? Până atunci, nicio vorbă. Lasă totul să curgă de la sine. Vei ști ce să spui și ce să faci, nu ai teamă. Nu ești și nu vei fi singură niciodată, nu uita. Mai auzi Bogdana, după care din nou se auzi divina muzică, iar ea își continuă rugăciunea ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Trecură câteva luni bune de la această întâmplare. Bogdanei îi era din ce în ce mai greu. Avea o presimțire că se apropia sorocul. Ce-i drept, se gândea des la ziua în care va aduce copila pe lume, dar nu simțea nicio neliniște. Copila, ce ciudat! Nici măcar o clipă de când locuia în această grotă, nu se gândise că se va putea întâmpla să dea naștere unui băiat. Era așa de convinsă că va fi fată, încât începuse chiar să se gândească la alegerea unui nume pentru ea.
dar orice nume îi venea în gând, nu îi se părea potrivit. Am să-i aleg numele după naștere, sănătoasă să fie, își spunea ea de fiecare dată după vreme îndelungată de gândire. Și cum era de așteptat, sosi și ziua în care veni pe lume Angelica. Căci de cum îi văzu chipul frumos ca de îngeraș, Bogdana îi rosti imediat numele. Tu ai fost dăruită de Dumnezeu pe pământ să dai naștere celei care va fi eliberatoarea. Au fost primele cuvinte care i-au răsunat Bogdanei în minte atunci când și-a strâns fetița pentru prima oară la piept. Și tot pentru prima oară și-a mintit de întâia noapte de surghiun, iar din acel moment a simțit într-adevăr că nu mai e singură. Facă-se voia ta, Doamne! Se trezi ea vorbind cu voce tare. Ai spus ceva, domniță? O întrebă una dintre slujnice. Nu, nimic, las totul în voia celui de sus. Când vor veni de la curte cu provizii, te rog să dai vorbă ca tatăl meu să fie înștiințat de nașterea copilului. Și totodată transmite-i din partea mea iertarea. Îl iert, căci nu a făcut decât ce trebuia să facă, nimic altceva. Dar să nu-mi ceară niciodată să-i dezvălui cine este tatăl copilului, căci nu-i voi spune. Dacă Dumnezeu îi va îngădui să afle vreodată adevărul, bine. De nu, nu va ști niciodată. Așadar, trecuseră 18 ani, timp în care Angelica devenise o domniță de o frumusețe răpitoare, așa cum spuneam. Împăratul, cuprins de remușcări, dar fără nicio putere în fața judecătorilor curții împărătești, încercase de nenumărate ori să obțină iertarea Bogdanei, fără niciun folos. Poate așa trebuia să se întâmple. În schimb, obținuse aprobarea de a le îndulci traiul în surghiun, așa cum credea el de cuviință. Drept pentru care dădu ordin să se construiască în apropierea grotei, pentru Bogdana și Angelica, o cabană de toată frumusețea, cu toate cele necesare unui trai mai mult decât decent, cu bucătari și servitori ca la carte. Ba chiar obținuse, prin solicitări repetate, dreptul de a le vizita împreună cu împărăteasa o dată pe an, într-o zi prestabilită, aceeași întotdeauna. Aleseră ziua de naștere a Angelicăi. De fiecare dată, Angelica primea de la bunicii împărați câte o rochie și o pereche de pantofi. În anul de care se face vorbire în această poveste, ea împlinea nici mai mult, nici mai puțin de 18 ani, motiv de mare bucurie și, de ce nu, un cadou în plus. Așadar, rochia a fost confecționată din cel mai fin material, țesut cu fir de aur, iar pantofii încrustați cu safire și diamante. Pe lângă aceste minunății, Angelica mai primi un colier de perle și o coroniță bătută cu pietre prețioase. Nerăbdătoare, se găti cu toate cele, ajutată de cea mai tânără slujnică, și se arătă în fața mamei și a bunicilor. Așa cum era de așteptat, așa de frumoasă era, încât la soare puteai ține ochii, dar la ea nici de cum. Era o zi frumoasă de vară, cu soare strălucitor. Masa era așezată sub un umbrar lângă cabană. În momentul când cu toții se ridicară în picioare, la ora la care Angelica venise pe lume, pentru ca împăratul să rostească obișnuitul toast în cinstea nepoatei sale, o lumină puternică o învălui pe aceasta din cap până în picioare și sporindu-i și mai mult frumusețea. De nicăieri și de peste tot, o muzică cerească îi invadă văzduhul. Toți erau încremeniți în tăcere. Bogdana, ca prin vis, recunoscu divina muzică și inima i se făcu cât un purice. Știa că ceva se va întâmpla. Nici nu termină bine gândul că prin hățișul din spatele cabanei se făcu o cărare de picior pe care Angelica porni de îndată, de parcă umblase pe ea zile de-a rândul. Cărarea o conduse la marginea unui hău de care până atunci nimeni nu avusese cunoștință. Bogdana și ai săi părinți primeau uimiți la priveliștea din fața lor. Nu își puteau lua ochii de la palatul de cleștar, care plutea parcă între cei doi munți. Atât de absorbiți erau de minunăția din fața lor, încât nici nu băgară de seamă că Angelica ajunsese deja la marginea prăpastiei, încă învăluită în lumină, pășind ca în transă, cu ochii ațintiți în zare.
Abia când aceasta pusese deja un picior pe buza hăului, observară că lumina care o învăluia se adună într-o coardă și se arcui transformându-se într-un pod de aramă care făcu legătura între cei doi munți, iar ea merse încrezătoare mai departe. Se întâmplă toate la timpul lor, se trezi Bogdana spunând. Ce se întâmplă, fata mea? Ea este eliberatoarea, tată, iar eu am fost dăruită să o aduc pe lume. E fără de început, născută din voia Domnului. Și tot din voia lui, azi ai aflat și tu. Ce se va întâmpla de acum încolo, vom trăi și vom vedea. După cum vezi, nu-i chip să o urmăm. În urma ei, podul se destram. Dacă Dumnezeu va dori să aflăm vreodată de soarta ce o așteaptă, vom ști. De nu, facă-se voia lui. Toate la timpul lor. Ajunsă la capătul celălalt al podului de aramă, Angelica urcă scările de marmură și intră în palatul de cleștar. La început, fu mirată că nu o întâmpină nimeni, dar în scurt timp se obișnui cu singurătatea și din instinct urcă scara interioară care o duse direct într-o cameră imensă, în mijlocul căreia se afla un catafalc pe care era așezat un sicriu de aur, acoperit cu capac de cristal, prin care se zărea corpul unui tânăr ce părea că doarme îmbrăcat în veșminte scumpe, acoperite de diamante și alte pietre prețioase, care răspândeau în jur lumini în culorile curcubeului. E frumos ca un înger, gândi Angelica, cu toate că nu văzuse în viața ei unul, dar nici așa frumusețe de bărbat nu mai văzuse. Se uită în jur, dar nu văzu pe nimeni altcineva. Încet se apropie de sicriu. Ce pat ciudat! Și de ce doarme, mă întreb, în amiaza mare, când la noi toată lumea este trează? Dar așa o fi obiceiul pe aici? Tuși ușor, parcă atrage atenția, dar nu observă nici măcar o tresărire pe fața celui adormit. Se apropie și mai mult și îl cercetă cu atenție. La cât e de palid, cred că doarme de ceva timp. Ori e bolnav, pare fără vlagă. Ori e din pricină că e închis, aici în patul ăsta ciudat și nu mai are aer. Și zicând acestea, Angelica încercă să deschidă capacul, dar nu reuși din prima încercare. Văzând că nu e lucru ușor, își adună puterile și mai încercă o dată. Capacul sicriului căzu pe podeaua de sticlă, făcând un zgomot asurzitor. De peste tot se auziră îndată zgomote de sticlă spartă, fără a se sparge însă sau a clinti ceva de la locul lui. Tânăra domniță își acoperi urechile cu mâinile și așteptă. Curând, liniștea puse stăpânire din nou pe palatul de cleștar. Spre marea ei uimire, odată cu încetarea zgomotului, tânărul cu chip angelic se ridică în capul oaselor și zise: "Bine ai venit, Angelica! Te așteptam. De unde-mi știi numele? De 200 de ani stau ancorat între cele două luni, nici cu vii, nici cu morți. Am văzut și am auzit multe și din cer și de pe pământ. M-am născut din păcat. Însă nimeni nu a știut până nu am împlinit o jumătate de veac. Când s-a aflat, am fost condamnat la moarte împreună cu mama mea, căci ea era pământeană, iar tatăl din lumea cerului. După cum se știe, orice om trăiește o viață scurtă pe pământ și una veșnică în ceruri. Eu nu am fost orice om. Deja făceam parte din două luni. Văzând cruzimea oamenilor, tatăl meu a hotărât să-mi dea o a doua șansă la viață. Dar prețul a fost prea mare atât pentru el cât și pentru mine. A făcut acest palat de cleștar suspendat între cele două luni. Apoi m-a coborât cu alai de îngeri pe curcubeul reflectat în lumină de pietrele de pe mantia mea. M-a așezat pe acest catafalc până când va veni să mă trezească o fată, fără de început, crescută departe de păcatele lumești. Prima șansă s-a ivit acum 100 de ani, când străbunica ta a fost cât pe ce să înfăptuiască acest lucru, dar s-a speriat atât de tare când a văzut sicriul, încât a fugit de a rupt pământul. Sfârșitul a fost tragic. De la baza scărilor a căzut în gol, deoarece podul dispăruse. Tatăl meu însă a prefăcut-o într-un vultur. Urmașii ei
mai dau și astăzi rotocoale pe deasupra palatului. Tu ai fost mult mai curajoasă decât ea. A meritat să mai aștept încă 100 de ani. Dacă dorești să-mi devii soție, poți rămâne aici pentru totdeauna. Podul de aramă va rămâne punte de legătură între lumea ta și palatul de cleștar, iar curcubeul între palat și lumea mea. Nu voi putea merge niciodată alături de tine pe podul de aramă, precum nici tu nu vei putea păși alături de mine pe curcubeu. Însă ne vor putea vizita ori de câte ori doresc bunicii și mama ta, cum de altfel îi vei putea vizita și tu. Cât privește urmașii noștri, la vârsta la care vor putea lua decizii singuri, vor putea alege calea de urmat. De bunăvoie și nesiliți de nimeni, vor merge pe podul de aramă, vor păși pe curcubeu, ori vor rămâne alături de noi cât le va fi îngăduit. Pe tatăl meu nu-l vei cunoaște însă niciodată. Acestea sunt condițiile pe care trebuie să le știi și să le accepți. Da, doresc din tot sufletul meu să rămân alături de tine. Voi fi onorată chiar. Nici nu apucă bine să termine cele spuse, că așa ca prin minune, din capătul scărilor palatului de cleștar, podul de aramă și curcubeul se arătară dintr-o dată, în toată splendoarea lor, spre marea uimire a locuitorilor micii așezări de la poalele muntelui. Nici uimirea fețelor împărătești nu a fost mai mică la aflarea adevărului, adevăr mai apoi rostit din om în om și din gură în gură până în zilele noastre. Că s-ar fi putut întâmpla că de a trecut atâta amar de vreme, ca unul să mai fi omis ceva, dând posibilitatea altuia să pună de la el, e altă poveste. Eu de ce să nu recunosc, palatul de cleștar și podul de aramă nu le-am văzut niciodată, însă curcubeul da. Floarea de nufăr. Trăia odată într-o căsuță mică de la marginea unui sat, situat lângă o pădure mare și deasă, o familie de oameni nevoiași. Erau atât de săraci, încât de cele mai multe ori nu aveau nici ce să pună pe masă. De încălțat și de îmbrăcat, se mulțumeau cu ceea ce primeau de pe la oamenii din sat, așa, din joi în Paște, când se mai găsea câte ceva de aruncat pe la unul și pe la altul. Să nu credeți, dragii mei, că ajunseseră în această situație pentru că erau certați cu munca. Nu, nici pomeneală. Bărbatul casei era tăietor de lemne și pleca de cum se crăpa de ziua în pădure, numai că banii pe care îi câștiga cu trudă mare se duceau pe doctoriile nevestei lui, bolnavă fiind de foarte multă vreme. Pentru mâncare nu mai rămânea aproape nimic. Și dacă ar fi fost vorba numai de ei doi, dar mai avea bietul de el de hrănit și 2 guri de copii, nici prea mici, dar nici prea mari, și un cățel. Maria, de 8 anișori, era o fetiță tare frumoasă, cu ochii albaștri și părul ca spicul grâului, tot numai cârlionți. Nu cerea niciodată nimic, era mulțumită cu ceea ce primea, de obicei foarte puțin. Andrei, fratele ei mai mare cu 2 ani, era un băiețel mult prea matur pentru vârsta lui, cu părul negru și ochii întunecați, în care citea în permanență tristețea. Era întotdeauna atent la nevoile celorlalți, fiind mereu în preajma lor. Când tatăl lui era acasă, băiatul era gata oricând să-l ajute la treburile din gospodărie. Dacă mama sa se încumeta să se ridice din pat să facă oarece treabă prin casă, Andrei era în preajma ei. Cât despre Maria, era totdeauna în raza lui vizuală. O clipă n-o scăpa din ochi. De folos încerca să fie și la întreținerea familiei. Așadar, în fiecare zi o lua pe Maria și plecau împreună la cules de ciuperci. Nu se aventurau prea mult în pădure, dar nici nu se întorceau cu mâna goală. La început singuri, apoi însoțiți de câinele care se pripășise de ceva timp pe lângă casa lor. Ciupercile adunate de ei reprezentau în cea mai mare parte hrana zilnică. Nu li se părea greu, se obișnuiseră, căci zilele parcă erau trase la indigo. Mereu la fel, tatăl pleca dis de dimineață până să se trezească copiii. După aceea se sculau ei și plecau după ciuperci, iar mama,
atunci când se simțea în putere. Erau zile în care nu se sălta deloc din pat, dar așteptau cu toții a doua zi, cu speranța că îi va fi mai bine. Cu mult înainte de a se însera, de obicei tatăl sosea acasă, spre bucuria tuturor că este bine, sănătos, chiar dacă de cele mai multe ori nu venea decât cu medicamente pentru soția sa și doar rar, foarte rar, cu câte ceva pentru ceilalți. Și atunci bucuria cuprindea inimile tuturor, mulțumind lui Dumnezeu pentru grija ce le-o poartă. Asta până într-o zi când era de ceva timp în pădure, lemne strânsese destule, așa că înainte de a le strânge în legătură și a porni în sat să le vândă, tatăl copiilor se așeză la tulpina unui copac bătrân să-și tragă un pic sufletul. Auzi un fâlfâit de aripi și se uită în sus. Pe o cracă deasupra lui se așezaseră două turturele. La început nu le dădu importanță, însă ceva i-a tras atenția. Turturelele vorbeau între ele cu glas omenesc. Inima omului se făcu cât un purice și zise în sinea lui: Doamne, cred că de la foame am început să am păreri. Dar totuși ciuli urechile și ascultă. Să-ți spun ce am auzit, zise una dintre ele. Se zice că departe, foarte departe de aici, se află un lac în mijlocul căruia crește un nufăr, a cărui floare are puteri tămăduitoare pentru orice boală. Și nu a fost culeasă încă? Întrebă curioasă cealaltă. Nu, pentru că nu oricine poate ajunge la ea. Nu poate fi culeasă de către o singură persoană, fie ea bărbat ori femeie, fată ori băiat, ci numai de doi vlăstari din aceeași tulpină, frate și soră, curați la trup și suflet, cu frică și credință în Dumnezeu. Greu lucru, soro, și tare greu de ajuns. Greu și nu prea. Eu cred că totuși cineva o va culege într-o zi, zise prima turturea care vorbise și începura ciripi amândouă, pregătindu-se să-și ia zborul. Stați un pic, nu plecați, le rugă bărbatul ridicându-se repede. Stați, vă rog! Însă turturelele își luară zborul liniștite de parcă nici nu l-au auzit. Doamne, chiar că mi-am pierdut mințile, adăugă bărbatul și se prăbuși în genunchi. Cât a stat așa, până s-a înserat. Când și-a dat seama cât de târziu se făcuse, lăsă și lemne și tot și plecă îndată spre casă, gândindu-se la cât de îngrijorați vor fi copiii și soția sa. Într-adevăr, când îl văzură că intră pe poartă, care mai de care la saltară cu întrebări, dorind să afle cât mai repede ce se întâmplase de fapt. Bărbatul însă era tăcut ca un mut, numai ochii îi jucau un lacrim când își muta privirea de la unul la altul. Muți au rămas și ei de uimire când îl văzură intrând în casă și prăbușindu-se pe pat. De mâncat n-a mai mâncat nimeni în acea seară. Se duseră cu toții în liniște la culcare. Mama, obosită și bolnavă cum era, a dormit pe loc. Copiii, și de foame și de îngrijorare, nu au putut adormi. Însă nici măcar nu se întorseseră de pe o parte pe cealaltă, parcă le era teamă să-și respire, să nu-și supere tatăl. Sau poate așa a fost să fie, căci, într-un târziu, bărbatul se ridică din pat, deschise ușa, se așeză pe prag, își prinse capul în mâini și începu a se tângui. De ce, Doamne, de ce trebuie să fie așa? De ce nu o poate culege oricine? Acum aș fi plecat după acea floare de nufăr. De ce numai frate și soră? Doi copii, cum pot ei străbate atâta cale? De ce i-ai dat puteri tămăduitoare dacă nu oricine poate ajunge la ea? Blestemat să fiu acum că știu și nu pot face nimic. Frate și soră, greu, Doamne, tare greu! Mai bine uit toate astea. Sau poate am visat? Sigur am visat. Dar parcă nu știu să fi dormit. Firar să fie, chiar nu știu. Și tot tânguindu-se, se trezi că veni vremea să plece să-și ia lemnele din pădure, ceea ce și făcu, gândindu-se că poate azi avea să facă două crozni să scoată pârleala și pentru ziua de ieri. Își băgă un crot de mămăligă în traistă, își luă securea și plecă. Fără nicio vorbă se sculară și copiii, mâncară ceva în fugă din mâncarea pregătită de cu seară și plecară însoțiți de câinele lor, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, să-și facă treaba. A
Abia când ajunseră în poiana de unde culegeau de regulă ciupercile, Andrei, parcă cu sfială, o întrebă pe sora sa. Ai auzit și tu, Maria, azi noapte tânguia la tatei? Sau am visat eu? Nu, Andrei, n-ai visat. La fel de bine ca tine am auzit și eu. Dar n-am înțeles nimic. Ce o fi vrut să spună? Ce lac? Ce floare? Să-l întrebăm diseară? Tu ce zici? Ori să ne prefacem că n-am auzit nimic. Cred că nu vrea să știm. Altfel ne-ar fi spus, zise acesta și se apucă de cules ciuperci. Fetița rămase pe gânduri. Nu era în stare nici să se miște, parcă aștepta ceva. Deodată un fâlfâit îi atrase atenția. Două turturele, oprite pe o creangă din apropiere, priveau lung la ea și la fratele său. Maria se retrase spre Andrei instinctiv, de parcă s-ar fi simțit în pericol. Ca prin vis auzi. Sunt copiii tăietorului de lemne, zise una dintre ele. Frate și soră, zise cealaltă, dacă ar fi la fel de curajoși pe cât sunt de frumoși și de curați la suflet, cum s-ar schimba viața lor? Copiii rămaseră încremeniți. Nici nu apucară să se dezmeticească bine că cele două turturele își luară zborul. Câinele care urmărise întreaga scenă lătră scurt de trei ori și se luă după ele. Degeaba îl strigară cei doi frați, nu a fost chip să-l întoarcă din drumul său. Îmi este teamă să nu se rătăcească prin pădure, zise cu lacrimi în ochi Maria. Și turturelele alea ciudate, oare ce au vrut să spună? Despre noi vorbeau, nu-i așa? Stai liniștită, o să se întoarcă până terminăm noi de cules ciupercile. Câinele o să vină. De turturele, nu știu ce să zic. Cu siguranță despre noi vorbeau. Dar cum e posibil? Poate numai ni s-a părut nouă că vorbesc. Ele ciripesc din câte știu. Ciudat lucru. Hai să terminăm treaba și să mergem. Mama o fi tare îngrijorată. Eu nu plec fără câine. Nu-l putem lăsa în pădure. Dar până terminară, câinele se și întoarse, gudurându-se pe lângă ei, de parcă ar fi vrut să le spună ceva. Hai să mergem, zise Andrei. Hai acasă, gata pe ziua de azi. Ajunși acasă, parcă și uitaseră de cele petrecute în pădure. Restul zilei trecu repede. Veni seara, mâncară și se duseră la culcare. Numai că somnul nu veni, cel puțin pe la genele celor doi frați. Andrei se ridică ușor din pat, urmat în tăcere de Maria, se furișară încet cu grijă pe ușă și merseră la spatele casei. Unul pe lângă altul, așezați pe pământul reavăn, începură a vorbi șoptit de teamă să nu fie auziți de cei din casă. Mă tot gândesc la cele două turturele, zise băiatul. Să fie oare vorba de același lucru despre care l-am auzit vorbind pe tatăl nostru? Da, despre același lucru vorbeam. Se auzi o voce lângă ei. Copiii tresăriră. Cine oare vorbise? Nu era un glas cunoscut. Priviră în jur, dar cum nimeni nu se afla lângă ei, privirea le coborâ involuntar asupra câinelui. Acesta, simțindu-se privit, le zise. Nu sunt un câine oarecare și nimic nu e întâmplător pe lumea asta. La voi am ajuns pentru a vă fi alături și ajuta la nevoi. Iar acum cred că a venit timpul. Ceea ce ați auzit azi în pădure vă privește direct. Există undeva, departe, o floare cu puteri magice. De voi depinde dacă vă încumetați să mergeți până acolo. Știu de la turturele tot ce trebuie să faceți ca să izbutiți, dar vă voi spune la momentul potrivit fiecare pas. Acum trebuie să știu dacă sunteți gata să porniți la drum. Nu aveți mult timp. Trebuie să porniți până să răsară soarele. Nu spuneți la nimeni despre plecarea voastră. De altfel, de când porniți și până vă întoarceți, nu trebuie să scoateți nicio vorbă, indiferent ce veți vedea și veți auzi. Dintr-o privire, copiii se puseră de acord și spuseră într-un glas. Pornim la drum chiar acum! Își puseră în liniște încălțările în picioare, o bucată de mămăligă întrestuță, luară cu ei un toiag și se lăsară în voia sorții și a câine. Acesta, o luă înaintea lor, intră în pădure rugându-i să-l urmeze și să-l asculte, că știe bine ce face.
Ajunși de cealaltă parte a pădurii, întâlniră un cerb mare și frumos, care la sosirea lor se ridică în picioare de parcă s-ar fi pregătit de drum. Câinele se apropie de el și după ce schimbară între ei câteva cuvinte, se întoarse și le spuse copiilor. Trebuie să urcăm pe spatele cerbului. Știe drumul spre lac și ne va ajuta să ajungem acolo. Fără el nu vom reuși. Drumul e lung și anevoios și voi trebuie să vă întoarceți până să apuce soarele să apună. Altfel, chiar dacă veți reuși să luați floarea de nufăr, puterea ei va dispărea. Hai, grăbiți-vă și nu uitați nicio vorbă! Dar mai întâi de toate, trebuie să-i dăruiți cerbului ceva din puținul vostru. Drept plată, așa se cade. Băiatul se gândi un pic și scoase cu sfială, parcă rușinat, bucata de mămăligă și întinse cerbului. Acesta o primi bucuros, o mâncă pe dată și apoi le făcu semn copiilor să-l încalece. Copiii făcură întocmai. Fără să scoată un cuvânt, se urcară pe spatele cerbului și cât ai clipi, lăsară în urmă văi, dealuri și munți, păduri întunecate și câmpii întinse, râuri late și repezi și ajunseră la marginea unui lac. Cerbul se opri și le spuse. Acesta e lacul. După cum vedeți, e plin de nuferi înfloriți. Aproape că nu se vede apa. Toate florile par la fel. Dar atenție mare! Una dintre ele este diferită. Diferența trebuie să o descoperiți voi, după care va trebui să o smulgeți amândoi deodată și să oferiți de lumina soarelui. Pășiți fără frică pe frunzele de nufăr. Dacă sufletul vostru e bun și curat, nu vă veți scufunda. Nu vă temeți! Copiii încuvințară din cap în semn că au înțeles și pășiră încrezători pe frunzele mari. Într-adevăr, toate florile erau la fel. Dar nu se descurajară, își continuară căutarea. Ajunseră aproape de mijlocul lacului când ceva le atrase atenția. Printre celelalte flori mari și frumoase, era una mică și aproape ofilită. Se uitară lung la ea, apoi unul la altul și se consultară din priviri. Asta trebuie să fie, gândiră ei în același timp și printr-o înclinare a capului în semn de da, Andrei și Maria apucară floarea, o smulseră, iar băiatul o ascunse repede în sân sub cămașă. Se întoarseră cât putură de repede la marginea lacului, săriră drept pe spatele cerbului, acesta porni iute ca vântul și ca gândul până la marginea pădurii, unde îi lăsă și-și luară în tăcere la revedere, după care se îndreptară în fugă spre casă. Trebuiau să se grăbească, soarele era aproape de asfințit, nu mai aveau timp de pierdut. Mama lor era aproape de moarte, dar ei nu aveau de unde să știe asta. Când tatăl se trezise la ora obișnuită și văzuse că cei doi copii nu erau în patul lor, îl cuprinse îngrijorarea. Ieși să-i caute prin jurul casei, dar negăsindu-i, intră în panică. Era prima dată când ei se sculaseră înaintea lui. Renunțase să mai meargă în pădure, dorind să fie acasă când se va scula soția sa, temându-se de reacția ei la aflarea veștii că cei doi copii au dispărut. Și bine a făcut. Când s-a trezit și a văzut că soțul ei este acasă, l-a întrebat îngrijorată. Ce este cu tine, dragul meu? De ce nu te-ai dus azi în pădure? Ești cumva bolnav? Nu ți-e bine? Copiii unde sunt? Copiii sunt... Nu sunt, nu știu unde sunt. Nu erau de dimineață în patul lor. Poate au plecat mai devreme după ciuperci. Mă duc să-i caut, stai liniștită, am să mă întorc cu ei, bine? Da, du-te, am să te aștept să te întorci cu ei, mai zise ea, parcă cu o strângere de inimă. Și bărbatul plecă. Se duse în poiana unde se găseau întotdeauna ciuperci, dar rămase uimit. Nici nu trecuseră pe acolo. Ciupercile erau neatinse. Îl cuprinse și mai mult îngrijorarea și începu să-i strige și să-i caute prin pădure. Nu primi niciun răspuns și nici nu-i găsi, așa că se întoarse acasă fără ei. Mama copiilor, când a văzut că s-a întors tot singur, intuind că s-a întâmplat ceva rău, a leșinat și nu și-a mai revenit. Speriat, omul nu știa ce să facă, să se ducă să-și mai caute copiii,
ori să stea lângă soția sa. Trecuse de mult de amiază, soarele se apropia de scăpătat când se auzi lătratul unui câine. Abia atunci își dădu seama că nici câinele nu fusese toată ziua acasă și imediat făcu legătura. Dacă a venit câinele, sigur vor fi venit și copiii. Deschise ușa să iasă afară, dar în același timp fu nevoit să le facă lor loc să intre. A avut intenția să ia la întrebări, dar din privirea lor înțelese că nu este momentul, așa că așteptă să vadă ce se întâmplă. Copiii tăcuți se apropiară de patul mamei, iar Andrei scoase cu mâna tremurândă floarea de nufăr din sân și o apropie de nasul ei. După ce inspiră și respiră adânc de 3 ori, femeia deschise ochii și cu zâmbetul pe buze îi privi lung pe fiecare la rând, apoi pe amândoi odată și le zise: "Dragii mei, pe unde mi-ați umblat azi? Am fost tare îngrijorată, sunteți flămânzi, să vă pregătesc ceva." Și spre surprinderea tuturor, se ridică din pat fără ajutorul nimănui, de parcă niciodată n-ar fi fost suferindă. Lacrimi de bucurie începură a curge din ochii tuturor, iar câinele, complice și părtaș la ceea ce se petrecea, se învârtea în jurul lor dând voios din coadă. După ce se mai liniștiră puțin, copiii au povestit părinților tot ceea ce se întâmplase de a fi rapăr, completați firește de tatăl lor, ca lucrurile să se înțeleagă mai bine, neuitând firește să mulțumească și câinelui pentru ajutorul dat și lui Dumnezeu pentru bunătatea și mărinimia lui. Și după toate acestea, viața familiei a luat-o cu totul altă întorsătură, prosperând pe zi ce trecea, căci unde este sănătate, bunătate și drag de muncă, nu lipsește nimic. Raiul florilor. Nu de mult de tot, mult mai încoace, s-a întâmplat ce am eu a vă spune, dragi copii, în această poveste cu și despre flori. La o margine de sat, adumbrită de o pădurice de fagi, se afla o căsuță parcă desprinsă din lumea basmelor. Pereții văruiți în culoarea cerului, prispa îngustă, ferestrele mici la care se zăreau perdeluțe din bumbac alb, lucrate de mâini harnice și pricepute, ușa înfundată de la tindă, acoperișul țuguiat bătut în șindrilă, coșul înalt pe care se furișa fumul pe timp de iarnă, toate acestea îi dădeau un aer mirific. Lângă casă se afla o aplecătoare sub care era improvizată o bucătărie de vară, cu toate cele necesare, cei drept specifice timpului și locului, dar în care ordinea și curățenia erau personajele cheie. În spatele și în lateralul ei era atât de multă iarbă, încât vara curtea era o oază de verde liniștitor, iar iarna când ningea, parcă o mare de alb se revărsa în ea, spre bucuria copiilor, care se bulgăreau cât era ziua de mare și parcă tot nu le ajungea. Însă cea mai frumoasă priveliște din curte pe timp de vară o reprezenta mica grădiniță de flori din fața casei. Mai era și grădina de zarzavat, dar aceasta, comparativ, era o mică cenușăreasă. Cum spuneam, căsuța era așezată la marginea satului, dând astfel posibilitatea de a fi admirată de către toți cei care intrau și ieșeau din sat. Și nu erau puțini. Despre frumusețea acestui loc se dusese astfel vestea până departe, spre faima satului și mândria locuitorilor. Căci căsuța, ca și curtea, era un fel de muzeu sătesc, conservate astfel să redea simplitatea și frumusețea satului de altădată. Până și în interior, totul rămăsese neschimbat, așa ca pe vremea celor care o rânduiseră toate cele. Noii locatari, descendenții ai acestora, mari iubitori de tradiții, de frumos și de natură, căutaseră pe cât posibil să trăiască în armonie cu ele, insuflându-le până și copiilor această dragoste, căci aceștia aveau 2 copii pe numele lor, Ioana și Alexandru, botezați după înaintașii lor, întemeietorii acestei gospodării. Fetița mergea la școală de ceva anișori,
fiind o codană de toată frumusețea. Alexandru făcuse cunoștință cu școala numai de 2 ani, dar în timpul liber era mereu preocupat de câte ceva prin curte, răscolind deseori printre vechile lucruri de sub șopron. Ioana, pe lângă faptul că era o elevă silitoare cu rezultate bune la învățătură, era pasionată și de lucrul de mână, deprinzând astfel de mică tainele cusutului, ale croșetatului, ale împletitului, făcându-le pe toate cu mare drag și pricepere. Nu de puține ori așeza câte un țol vechi pe iarbă la umbra viței de vie, sub bolta de lângă garduri, în fața casei, printre straturile de flori, sau pe prispă dacă vremea era ploioasă și nu-i permitea să stea afară să lucreze, ori iarna, lângă soba caldă, după ce își îndeplinea obligațiile impuse de statutul de elevă, bineînțeles. Uneori, spre surprinderea trecătorilor, își lua lucrul și ieșea pe băncuța de la poartă, atrăgând iute priviri curioase și laude binemeritate. Nu ți era dat să vezi la tot pasul așa ceva. Când s-a întâmplat însă ceea ce ama vă spune, era într-o minunată zi de vară, mai la amiază, când soarele trecuse de ceva timp peste coama casei, umbrind astfel micuța grădiniță din față. Ioana și-a șternuse țolul într-un loc gol dintre straturile de flori și se apucă de împodobit o pânză de intopit, țesută în război ce avea în curând să devină o mândră ie, pe care fetița așeza în mii de puncte colorate toate florile de pe pământ. Era ceea ce îi plăcea cel mai mult să facă. Era o muncă migăloasă care cerea multă atenție și concentrare. Cosând, Ioana își muta din când în când privirea pe florile din preajma ei, apoi privea lung la cele pe care ea le cosea cu atâta pasiune și zâmbea. Era peste poate de mulțumită. Florile pe care le cosea erau a idoma celor din jurul ei. Câtă frumusețe! Și ce miros îmbietor, mai zise ea și rămase pe gânduri. Nici nu și-a dat seama când a lăsat lucrul, s-a întins frumușel, a pus mâna sub cap și a adormit îmbătată de miros și scăldată în culoare. Imediat, un vis o cuprinse în brațe și o purtă prin lumea florilor. Cât cuprindea cu ochii, Ioana nu vedea decât flori. Multe, multe flori, iar deasupra lor seninul cerului. Nu mai văzuse niciodată atât de multe flori adunate într-un singur loc. De la cele mai mărunte până la cele mai înalte, de la cele mai colorate până la cele albe, lipsite de culoare, de la cele mai frumos mirositoare până la cele fără miros. Auzise multe legende despre flori, cunoștea multe din tainele lor, precum știa și faptul că maestosul crin este desemnat a le fi rege. Era oare adevărat? El era rege, iar celelalte flori aveau fiecare atribuțiile lor la curtea regală? Oare acolo se afla ea? Era un bun prilej de a afla. Făcu ochii roată prin prejur și îl căută din priviri. Un crin mare trona în mijlocul florilor, aruncând în jur miresme îmbătătoare. Ioana rugă visul să o poarte până lângă el. Acesta ascultător o purcese într-acolo. Bine te-am găsit, maiestate! I se adresă fata. Bun venit! Ce vânt te aduce în împărăția florilor? O întrebă crinul. Așadar, este adevărat? Tu ești regele florilor? Mai întrebă ea. Da, așa se zice, dar e doar o legendă. Cei drept mă onorează, dar mă și mâhnește în același timp. Eu nu m-am considerat niciodată mai presus de celelalte flori. Din contră, le-am admirat întotdeauna coloritul și mirosurile. Uite, acum că ai întrebat, am să-ți dau un răspuns mai altfel. Ascultă, iar apoi să-mi spui părerea ta personală. Mai sunt multe flori pe lume, cu miros îmbietor, dar se spune despre mine cum că aș fi regele lor. Ia privește garofița, uite-o colea pe un strat și ai să vezi atunci, fetițo, că nu e adevărat. Fiecare floare în parte e regină în felul ei. Una este mai frumoasă, alta miroase cât trei. Dacă nu le-a dat culoare, le-a dat Dumnezeu miros. Privește în jurul tău să vezi cât e de frumos. De le aduni într-un buchet, ai să vezi atunci și tu, raiul pe pământ îl dau, culoarea și mirosul. Ei, ce zici?
Așa este că am dreptate. Nu am cum să-mi arog eu acest titlu." Fetița rămăsese pe gânduri. A dat să spună ceva, dar chiar atunci mama ei a strigat-o. "Ioana, Ioana, unde ești? Vino, am scos plăcinta din cuptor." Auzindu-se strigată pe nume, se deșteptă din somn, se ridică în capul oaselor și răspunse. "Sunt aici, în împărăția florilor, vin imediat." Parcă speriată de cele rostite, Ioana sări în picioare, se întoarse și căută cu ochii crinul. Căci printre multitudinea de flori, în grădinița lor se afla un crin cu petale bogate de un alb imaculat și miros. Ocoli cu grijă celelalte flori și merse până lângă el, zicându-i încet. "N-am apucat să-ți dau răspunsul, dar ți-l dau acum. Ai mare dreptate. Nu fiecare floare în parte, ci toate la un loc, alcătuiți o simfonie de culoare și miros. O simfonie ale cărei acorduri nu se pot percepe decât în împărăția florilor. Cât mă bucur că am o bucățică din această împărăție la picioarele mele. Grădinița mea este un colț de rai așadar. Rai pe care eu l-am imortalizat pe această bucată de pânză, din care am să-mi fac o ie și am să o port cu mare drag. Iar acest vis nu-l voi uita niciodată," mai zise Ioana și strânse cusătura la piept, după care porni spre bucătărie. Ce frumos miroase plăcinta și ce culoare frumoasă a prins! Dar niciun miros și nicio culoare nu se compară cu cea a raiului de pe pământ. Ioana, ce spui acolo? Nu înțeleg." "Raiul florilor, mamă, mica noastră grădiniță, n-ai observat ce culori și ce mirosuri? Și să-ți spun un secret, nu crinul e regele florilor, ci fiecare floare în parte e regină. Iar eu, când o să îmbrac această ie, o să mă simt ca o regină." "Regina florilor sună interesant, nu?" mai zise Ioana și râse cu poftă, molipsindu-o și pe mama ei. Aceasta o îmbrățișă pe fată, o sărută pe frunte, apoi privi în jur. "Ai dreptate, Ioana, curtea și căsuța aceasta alcătuiesc un colț de rai. Nu regret nicio clipă faptul că ne-am mutat din casa cea mare din centrul satului." "Nici o mamă, dacă va trebui vreodată să plec de aici, mă voi întoarce cu drag ori de câte ori voi avea prilejul. Aici mă simt acasă, aici sunt înconjurată de veșnicie. Căci, dragii mei copii, se spune că veșnicia s-a născut la sat, cel mai probabil într-o căsuță, desprinsă parcă din lumea basmelor, înconjurată de raiul florilor." Micul inventator. Seară de seară, retras pe scaunul lui cu trei picioare din dreptul ferestrei, Bogdan privea aceeași scenă de mult, foarte mult timp. După expresia feței, nimeni n-ar fi bănuit că băiatul e preocupat de ceea ce se întâmplă în jurul său. Privea absent, parcă dezinteresat, după părerea lor săi, pe micuța Bianca și pe blândul său bunic. Ce făceau ei? Nimic ieși din comun. Se jucau. Însă fiecare cu jucăria lui, dar amândoi deodată. Bunicul ținea în mână mecanismul unei cutiuțe muzicale găsit întâmplător într-o seară pe stradă, în dreptul unui coș de gunoi. Probabil cineva dorise să-l arunce, însă din greșeală îl scăpase pe jos. La început trecuse pe lângă el, chiar lovindu-l ușor cu piciorul pentru a-l îndepărta din calea lui, însă auzi un sunet și se întoarse. Îl ridică de jos și îl privi cu atenție. "Măi să fie, cred că mi s-a părut." Și cât pe aci să-l arunce în coș. Însă observă și o cheie minusculă care i-a trase atenția. O întoarse curios și surpriză. În momentul când o eliberă, se auzi o muzică de vals care pe bunicul îl făcu să zâmbească și zise. "Știu ce e, tare frumoasă trebuie să fi fost dansatoarea, căci sigur acesta este ceea ce a mai rămas într-o cutiuță muzicală." Și gândul îi fugi în copilăria lui. Văzu casa mare, boierească, unde mama sa era bucătăreasă, și văzu pe fata boierilor, frumoasă ca o păpușă,
cu bucle mari, blonde și pline de panglici colorate, purtând întotdeauna rochițe înflorate și încărcate de volănașe, care se juca în salon, singură de fiecare dată, ținând în mâini doar o cutiuță muzicală. Dansatoarea de deasupra era la fel de frumoasă și de cochetă ca și ea. Fără să vrea, bunicul lăsă să scape o lacrimă din colțul ochilor. Am să o iau acasă, mai zise bunicul. O curăț și sigur Bianca se va bucura mult. Bianca primise de curând în dar o păpușă. Nu era foarte mare, însă părea a fi o balerină, ce-i drept, puțin mai plinuță. În fiecare seară îl punea pe bunii să-i fredoneze câte o melodie, iar ea manevra păpușa în așa fel încât părea că aceasta dansează. Bunicul, ca orice bunic care își iubește nepoții mai mult decât orice pe lume, se supunea cu voie sau fără voie. Asta până când aduse acasă muzica adevărată. Nu mică i-a fost bucuria fetiței când a văzut marea minunăție. De atunci, în fiecare seară, ea se așeza pe covorașul de lângă bătrânul balansoar al bunicului, cu păpușa pregătită de dans, iar acesta, balansându-se ușor cu mecanismul muzical în mână, întorcea cheița și lăsa muzica să curgă. Iar păpușa, condusă de mâinile dibace ale Biancăi, parcă prindea viață. Toate bune și frumoase, însă de multe ori bunicul adormea înainte ca ea să se sature de joacă și era nevoită, cu părere de rău, să aștepte seara următoare, când timpul îi permitea bunicului să se joace cu ea, iar păpușa ei să danseze. Trebuie să fac ceva, zise Bogdan, abia șoptit. Cred că știu ce o să fac, dar îmi trebuie timp și liniște. Și momentul așteptat se ivi curând. Era tare frumos afară. Părinții erau la serviciu, iar bunicul se hotărâ să meargă să-și viziteze un vechi prieten. De fiecare dată îi lua cu el și pe cei doi nepoți. Le făcea mare plăcere să meargă la nenea Costache. Avea o curte și o livadă imensă, unde puteau să se joace în voie cu lupul, câinele acestuia, ce nu părea a fi nici pe departe a ceea ce trebuia să fie după nume, dar așa îi plăcea stăpânului să-i spun. Era un câine de talie mică, tare nostim și jucăuș peste poate, exact ca și cei doi frați. De data aceasta, știind că acolo bunicul petrece mult timp, Bogdan refuză să-l însoțească pe motiv că trebuie să termine de citit o carte împrumutată de la prietenul său și care trebuia neapărat înapoiată. Așadar, în vizită, plecară numai Bianca și bunicul. Bogdan, de cum s-a văzut singur, se și apucă de, nu de citit, ci de meșterit. A luat păpușa Biancăi și, ca și cum ar fi văzut-o prima oară, o studie cu mare atenție. Îi desfăcu rochița și, cu băgare de seamă, decupă din corpul de plastic pe spatele acesteia o bucățică destul de mică, atât cât să încapă în ea, ați ghicit. Mecanismul adus de bunicul. Se chinuie un pic cei drept, dar cu ambiție migală și pricepere, căci altfel nu se putea, a reușit să-l prindă bine într-un anume fel, lăsând afară numai cheița. Curios să vadă dacă munca lui nu a fost zadarnică, învârti cheia și deodată se auzi divina melodie, care de altfel și lui îi plăcea tare mult să o asculte. Îi venea să chiuie de bucurie, dar se abținu. Îmbrăcă păpușa și o puse la locul unde o lăsase Bianca. Abia aștepta să se întoarcă acasă. Când sosiră, cam în același timp cu mama și tata, Bogdan nu se trădă niciun fel. Lăsă lucrurile să curgă de la sine. Așadar, după cină, la ora obișnuită pentru joacă, bunicul se așeză în balansoar și aștepta ca Bianca să-i aducă. Dar ce? Că oricât a căutat ea în locul unde trebuia să fie, nu găsi mecanismul și tare mare i-a fost dezamăgirea. Resemnată, după atâta căutare în zadar, se hotărâ să-l roage pe bunicul să-i cânte el, așa ca și altădată. Apucă păpușa și ceva parcă nu era în ordine. Era mai grea decât de obicei și nu-și putea explica de ce. Curioasă, îi ridică involuntar rochița. Zări cheița și scoase un strigăt care pe bunicul îl sperie la propriu. Bunicule, uite, uite, cheița, vezi? Iese din păpușă, a înghițit muzica, vezi? Cum se poate? Ce mă fac acum?
și începu să plângă. Mama și tata veniră și ei în grabă, bunicul se ridică din balansoar, numai Bogdan nu se mișcă de pe scăunelul lui cu trei picioare de lângă fereastră. Bunicul luă păpușa din mâna fetiței, în timp ce părinții încercau să o potolească din plâns. El întoarse cheița mecanismului și ușor așeză păpușa pe podea, mimând câțiva pași de dans. Uimită, Bianca făcu ochii mari și rămase uitându-se lung. Uitați-vă, cântă singură! Sări în sus fetița și începu să bată cu bucurie din palme. Toate privirile celor mari se îndreptară spre fereastră. Bogdan, zise bunicul, să înțeleg că asta ai citit tu azi. Bravo, băiatule, ești un mic inventator. Suntem mândri de tine. Recunosc că eu nu m-am gândit niciodată să fac treaba asta. E nemaipomenit ce ai făcut pentru sora ta. De acum pot să moței liniștit în balansoarul meu. Și începu să râdă cu poftă ca de o glumă bună. Bianca se apropie de Bogdan și spuse: Mulțumesc! De acum păpușa mea cântă și dansează datorită ție. Te iubesc mult, mult de tot! Bianca îl îmbrățișă pe Bogdan cu toată puterea ei. Și noi te iubim, Bogdan, spuseră și părinții la rândul lor. Credem că ăsta e numai începutul. Îți dorim la cât mai multe invenții și îl îmbrățișară drăgăstos. Vă mulțumesc! Și eu știu că mă iubiți! Și eu vă iubesc pe toți! Și vă promit că nu vă voi dezamăgi niciodată.